Mihaela Cambei, în vârstă de 21 de ani, a reușit să aducă România o nouă performanță de excepție la Jocurile Olimpice de la Paris, cu cucerind medalia de argint la categoria 49 de kilograme în competiția de haltere. Aceasta este prima medalie olimpică din istorie pentru halterele feminine românești, marcând un moment istoric pentru sportul național. La finalul competiției, Mihail a făcut o declarație emoționantă sublinind importanța acestei medalii pentru cariera sa și pentru sportul românesc. Dacă chinezoi Karata ne-ar fi cântat imnul în această seară, dar sunt mândră de ceea ce am reușit să aduc, pentru că este prima medalie olimpică din istorie la haltere pentru fete. Această medalie înseamnă absolut totul, toată cariera mea de 11 ani, a declarat Cambei vizibil emoționată. Ea a subliniat dificultatea și presiunea sub care a concurat, explicând că fiecare detaliu contează în astfel de momente critice. Trebuie să te lupți foarte mult cu frica.